Bun, ceva de genul despre actualele proteste. La românile sării țandăra și ieșiseră în stradă, pe acolo și pe dincolo, în Piața Victoriei, și începuseră să sară la gură și la toate cele, până când s-au luat la cărjoană cu jandarmii și se lăși cu furtună și cu lacrimogeni. E, numai că este o problemă. Din ianuarie încoace, oamenii stau în stradă și, uite așa, din ianuarie până acum, tot fac proteste. Problema e că se apropie un an de zile și parcă văd că nu mai au ce face de Crăciun și o să iasă în stradă din nou și o să începe să spună ceva de genul: hai să punem după vechiul rit, adică cel rusesc, al nostru brad, mai păstrăm și ceva petarde și rachete, pentru că nu avem voie cu pietre și borduri la proteste, și după care mai stăm un pic și punem și parcă și văd că na, până acum au ars deja copăcei și tuia din București. Trebuie să punem brazi măreți. După care o să înceapă să strige după vrăjitoare, să le pună pe rug ca să facă mai ceva ca un foc de tavără. După care mai stai ce mai stai un pic și o să începe să cânte și ceva de genul colinde. Domn, să înălțăm proteste, să facem din nou. Și se bătură și jandarmii, și ultrașii, și diaspora, și toate cele, din nou, pentru că vor să facă din nou proteste. Cum? Ceva de genul, cum copii, să nu faceți voi prostii. Ce faceți acolo? Faceți ceva? Nu, nu. Ne gândim ce și cum. Așa, și uite așa, iese o mare tărăboi din nou în Piața Victoriei. Pentru că acum le-a sărit țandără și au dat cu fumigene, au ars, s-au bătut în a noastră capitală. Și vine și diaspora acasă din nou, care de-abia a venit și e în concediu, iar mâine, poi mâine, o să spună frumos: am venit la tata acasă să-i aduc de păpică și să-i mai aduc și bani de întreținere pentru facturică, pentru că la nostru protest a crescut și prețul și la benzinică, și la păpică, și la tot ce am făcut. Am venit acasă, noi ăștia din diaspora, să și protestăm, să-i susținem pe cei de acasă, da? Numai că se pare că am făcut mai mult de rău decât bine. Trebuie să fug înapoi în casă sau ceva de genul. Ceva de genul, să te duci acasă. Acasă la ei unde-i? Acasă în Italia, în Spania, în Portugalia, în Germania, în Franța și în alte țări străine, și în concediu în România, cu mama și cu tata și cu oia mici, la munte și la mare, ca să vadă și țara și să vorbească și ca mama și ca tata în română, pentru că își pierde limba și apartenență.
adică românica, nu mai vorbește românica, vorbește spaniolica, germanica, italianica și alte cele. Și uite așa, ajungi la ceva de genul dom-dom, să înălțăm, dom-dom, să înălțăm și crește un nou protest pentru că la ai noștri ultrași, diaspora, basarabeni și ce mai doriți, le-a sărit țandăra și vrea cât facin să iasă mineriada. După care începe ceva de genul mâine, mâine, anul se înnoiește, plugușorul se pornește și ce să vezi, iese toată lumea la protest din nou, pentru că așa se dorește. Din ce în ce mai bine. Eu trec cu mama și cu tata și cu familia de la protest și să revenim și ei se gândesc, vă spun deja, cum să nu ieșim noi în stradă, cum să nu facem noi, cum să nu știu ce, nu știu cum, cum să nu știu ce, să nu știu ce, cum să nu punem o vrăjitoare pe rug, cum să nu punem pe bradul nu știu care, mare cât casa, să-i dăm foc și să ardă mai ceva ca racheta Soyuz. Mai stăm ce mai stăm. Cred și toate cele. Și uite așa, mama și cu tata au venit cu nepoții în țară, din germanica, italienica, spanielica și ce a mai fost. Și crește și postul de gata și toate cele. Unde mergi? Post de Crăciun, și nu știu ce, și nu știu cum. Unde ai fost? Am fost acolo. Și în loc să văd muntele cu zăpadă, a făcut proteste ca altădată. Mă rog că n-a ieșit o mineriadă. Să vedem acum cine mai incită. Hai să ieșiți în față, în stradă. Hai să dăm jos ciuma roșie. Hai să dăm nu știu cine jos. Hai să dăm pe nu știu cine sus. Hai să ridicăm pe nu știu ce. Ce mai bine. Și uite așa, mama și cu tata lui, mama și cu tata lui copilul din germanica, italica sau mai știu ce, spanielica, a fost la muncă. Acum trebuie să vin acasă. Când îmi trimis bani și pachetelul pentru factura la întreținere, la lumină, la gaze, la toate cele? Că s-a făcut un mic protest și au participat și ei să susțină țara. Și acum se duc cu toții la rând, mai ceva ca la șaormerie, la parchetul militar, să dea declarații. Că n-a fost nu știu cine, că a fost nu știu ce, că l-a filmat jandarmul, că l-a bătut jandarmul, că a aruncat cu contundente, mâine pe mâine aruncă cu baterii și telefoane. Așa. După care mai găsesc ei ceva nou, eu mai știu, și un plugușor nou și ceva de genul I have a dream sau mai știu eu ce,
să ajungi nu știu unde, cu epoleți mari sus, după care să ajungi în Piața Victoriei, ca să aperi țara. Și atunci e din ce în ce mai nasol. Că dai și de ultraj și de asta, nimerii mai lipsă din toate astea. Mâine, păi mâine se face și o unire cu Basarabia. Apropo, nu știu dacă ați întrebat și dacă restul țării dorește așa ceva, dar primul lucru pe care îl spun moldovenii este halt. Așa. Poate ați întrebat și pe alte țară egală. Că tot să dau înainte. Să vedeți atunci. Parcă și văd. Ceva de genul, îmi place să spun, la regatul moldovean, împotriva României, adică împotriva Cluj, Cârghita, Covaja, Moldovina, vs. Oltenia, vs. Muntenia, vs. toate celelalte. Tot timpul se bagă în față, aleargă, dar după care încep să țipe că nu le-a ieșit șusta în față. Și uite așa, iese dita mai bubuiala din Bronx. Și uite așa, dai ori de o mică mineriadă în câtva timp, pentru că vor să dea jos Liviu Dragnea, jos nu știu care, jos nu știu de care, jos nu știu mai cine, jos numai cu cine. Pâine, poi mâine, nu știu mai pe cine, dar o să strige că li s-a crescut prețul la întreținere, la lumină, la gaze sau la alte ce. Cine să fie de vină.